copii ați avut până? Patru. Am stat cu ei în spital, a dormit soțul pe jos, a dormit cu copiii mei acolo. Nu avem ce mâncăm, nu avem ce nici Dumnezeu, nu știu unde să dăm capul. Ne-am pus bani cu dobândă, să luăm bani cu dobândă, să stăm copii pe spital. Alandere a fost 3-4 salvări, nu numai una. 3-4. Astăzi? Astăzi una, pe la 8:30. Toate cazurile au apărut la copii între 2 și 14 ani, iar acum 79 dintre ei sunt internați în secția de boli infecțioase, care a devenit neîncăpătoare. Virusul s-a extins atât de mult pentru că nu toți copiii infestați au fost izolați. De la școală lipsesc numai puțin de 30 de elevi care sunt bolnavi. Astăzi sunt prezenți de cât am zis că suntem? 8. A mai fost o fetiță care a plecat mai devreme acasă, că s-a simțit rău, a zis că se simte rău. Și cei care le zi, stări de? Stări de vomă, dureri de cap. Au tot felul de simptome din astea, așa. Și cei care lipsesc? O fetiță este internată sigur în spital de sâmbătă, asta știm, sigur. În fiecare pauză se spală cu apă cu clor, în fiecare zi clasele se spală cu apă cu clor, avem sursa de apă la sursele de apă, la chiuvete avem săpun, avem hârtie igienică, avem prosoape. Autoritățile spun că ar fi luat toate măsurile ca focarul să nu se extindă, numai că în fiecare zi apar noi cazuri. Medicul din comună recunoaște că nu există vaccin suficient pentru a imuniza pe toți copiii din comunitate. Dar odată luat virusul, nici vaccinul nu mai este eficient. Virusul este răspândit și din cauza neglijenței părinților, spun autoritățile locale. Ei, părinții nu realizează cât de gravă este situația. Își lasă copiii nesupravegheați. Vin în contact cu alți copii care... Deci nici nu se știe care a contactat boala, fiind o comunitate foarte mare, cu 400 de copii. Noi nu știm, ei vin în comunitate, vin toți, se strâng la o biserică, deși am făcut atâtea demersuri. Pentru hepatita tip A nu există suficient vaccin cât să vaccinăm copii. Însă oricum s-a acționat... Persoanele respective, chiar dacă au făcut cele vaccinate, au făcut forme foarte ușoare. Iar cazurile internate au fost cazuri forme ușoare și medii, n-a fost nicio formă gravă. În comunitatea de la Gruia sunt peste 400 de copii, ceea ce înseamnă că pericolul ca virusul să se răspândească este foarte mare.